Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buciu în ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 130 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera D, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune: se convoacă Consiliul Local Buciu în ședință publică ordinară în data de 10 ianuarie 2024, orele 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2024 în OAT Buciu, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru Consiliul Local din cadrul Consiliului Local Buciu pentru anul 2024, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 al contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015, încheiat cu SCE Compania Romvest Service SA, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu, județul Bacău, pentru anul 2024, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Buciu pentru anul școlar 2024-2025, inițiator primarul comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu, MNAGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIP din data de 11/12/01/2024, inițiator primarul comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 8 diverse. Domnul președinte. Domnul primar, o să punem la vot procesul verbal de ședința anterioară, semnificativă. Să punem la vot proces, ordinea de zi prezentată de domnul primar, ce este pentru. Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul pe ordinea de zi. Referat de aprobare primit proiectul de hotărâre referitor la stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în OAT Buciu, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, urmarea faptului că suntem începutul anului 2024, iar beneficiarii serviciului de salubrizare din Comuna Buciu se vor prezenta la instituție pentru plata bunurilor, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care vă propun stabilirea taxei de salubrizare pentru acest an. La baza înțelegerii prezentului proiect de hotărâre se află adresa ADIS Bacău numărul 3887 din 27/11/2023, prin care se justifică necesitatea implementării instrumentului economic plătește pentru cât arunci, nefuncțional în momentul de față, datorită faptului că suntem la finalul contractului de delegare a serviciului de salubritate cu Romvest, respectiv faptul că implementarea acestui instrument în sistem digitalizat necesită costuri foarte mari. Astfel, ADIS a venit cu soluția de modificare a frecvenței de colectare, oferind posibilitatea beneficiarului serviciului de salubritate de a opta pentru colectarea deșeurilor menajere la intervale diferite de tip, timp de 3 sau 4 ori pe lună, în schimbul unor taxe diferențiate. De asemenea, pentru ca operatorul de colectare și transport să respecte aceste frecvențe de colectare, este necesară și aprobarea modificării regulamentului serviciului de salubrizare conform anexei B, transmisă în anexe la solicitare. Cu privire la stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 din documente transmise de ADIS, a rezultat faptul că cantitatea medie lunară de deșeuri reziduale în anul 2023 pentru Comuna Buciu a fost de 42.813 tone, iar având în vedere costurile pentru anul 2024 transmise de asociație, inclusiv TVA, contribuția la economia circulară și indiciile de inflație de 15%, care totalizează suma de 49.536 lei, și efectuând împărțirea la un număr total de utilizatori din Comuna Buciu în 2390, a rezultat că taxa de salubrizare pentru anul 2024 ar ajunge la o sumă aproximativă de 20,7 lei persoană pe lună. În ceea ce ne privește, nu putem să nu constatăm că această taxă este deosebit de mare comparativ cu anul precedent, 2023, însă ținând seama de dublarea contravalorii contribuției la economia circulară de 80 lei pe tonă, deșeuri reziduale, la 160 de lei tonă fără TVA, precum și aplicarea coeficientului de inflație de 5%, suntem nevoiți să majorăm și noi taxa. Astfel, pentru beneficiarii serviciului de salubritate din Comuna Buciu, să nu suporte integral cei 20,7 lei per lună, persoană, am propus prin proiectul de hotărâre prezentat ca utilizatorii casnici
care optează pentru colectarea deșeurilor menajere de 3 ori pe lună, să plătească o taxă standard de 12 lei lună persoană. Diferența până la 20,7 lei pe lună persoană să fie subvenționată din bugetul local. Pentru utilizatorii casnici, care optează pentru colectarea deșeurilor menajere de 4 ori pe lună sau de mai multe ori, am propus stabilirea unei taxe majorate respectiv de 24 lei lună persoană. În ceea ce privește taxa de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, am propus ca taxa pe tonă să fie 1600 lei și se va plăti după cum urmează. 80 de lei, 82 lei lunar utilizator la cantitatea minimă de colectare între 0,1 și 0,5 metri cub pe lună, urmând ca cei ce depășește această cantitate minimală să fie taxată corespunzător. Restul conținutului proiectului de hotărâre privește aprobarea corespunzătoare a regulamentului serviciului public de salubrizare conform anexei B transmisă de ADIS. Față de cele prezentate mai sus, rog analiză pe proiectul de hotărâre, dezbatere și aprobare. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia Buget Finanțe. Dau cuvântul doamnei președinte pentru concluzii. Mulțumesc. Membrii comisiei au studiat proiectul privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 și au fost de acord. Mulțumesc. Dacă mai sunt scrieri la cum credem acest proiect, dacă punem la vot, cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 2 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locale în anul 2024. Doamne, domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru analiza din această ședință a fost determinat de prevederea articolului 1, alineatul 2 din ordonanța de urgență numărul 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termine cu modificări și completări aduse prin ordonanța de urgență numărul 127/2023, care stipulează că, prin derogare de la prevederea articolului 13, alineatul 1, din legea cadru numărul 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizațiile lunare pentru funcție de demnitate publică locală și funcțiile asimilate a CSR prevăzute în anexa numărul 9, litera C la legea cadru numărul 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru 1 decembrie 2023, dar și de ale articolului 212 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 prin codul administrativ, care prevede că indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierul local pentru participare la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Aceste ultime dispoziții legale au fost preluate ca atare și în hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 17 din 20.04.2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Buciu. Având în vedere aceste prevederi pentru anul 2024, este necesar a se stabili cuantumul indemnizației pentru consilierul local din cadrul Consiliului Local Buciu. Am propus ca procentul cu caracter de indemnizație pentru consilierii locali să fie de 10% din indemnizația primarului, așa cum a fost majorată cu 5% conform actului normativ la care am făcut referire. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte, acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia Buget Finanțe. Pentru concluzie, doamna președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilierii locali a fost studiat de membrii comisiei și aprobat. Mulțumesc. Dacă mai sunt înscrieți acum, dacă nu se pune la tot, cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 3 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2057 din 06/05/2005 încheiat cu SC Compania Rompest Service SA. Doamne, domnule consiliere, urmarea adresei numărul 4303 din 23.12.2023, transmisă de ADIS Bacău, prin care ne se aduce la cunoștință faptul că, începând cu data de 31.01.2024, încetează contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare a deșeurilor municipale încheiat de ADIS cu compania Rompest Service SA, precum și propunerea de încheierea unui nou act adițional la acest contract, prin care să prelungească cu 2 ani durata contractului. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate de ADIS prin adresa mai sus menționată.
Din documentația prezentată de azi, s-a mai rezultat că urmează ca în această perioadă să se organizeze licitație pentru delegarea serviciului de salubritate, dar în cazul în care, în interiorul acestui termen, chestiunea va fi delegată unui nou operator, atunci contractul cu Rompres încetează, iar în caz contrar, se va face un nou act adițional de prelungire cu Rompres. Totodată se modifică și tarifele de prestare la serviciul pentru utilizatorii casnici și utilizatorii din non-casnici, așa cum a fost propus în anexa numărul 2, cu corespondenta în hotărârea Consiliului Local, ultimul pentru anul 2024. Față de cele prezentate mai sus, rog analiza hotărârea, dezbatere și aprobare. Domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul primar. Materialele prezentate au fost studiate de Comisia Juridică. Pe concluzie, doamna președintă, vă spun. Mulțumesc. Membrii Comisiei au studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 aprobat privind concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de proiectare și transport deșeurilor municipale de județul Bacău. Și au aprobat favorabil conținutul acestuia. Dacă mai sunt înscriți la cuvântele în acestui subiect, dacă nu pune la vot cine este pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat în comunitate. Stau cuvânt domnul primar pentru un expunere cu 4 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, județul Bacău, pentru anul 2024. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu a fost inițiat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul plătirilor publice pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene cu modificări și completările aduse prin ordonanța de urgență numărul 127/2023, care prevede la articolul 1, alineatul 2, prin derogare de la prevederea articolului 13, alineatul 1 din legea cadru numărul 153/2017 cu modificări și completări ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizațiile lunare pentru funcționarea de demnitate publică locală și funcțiile asimilate, acestea prevăzute în anexa numărul 9, litera C, la legea cadru numărul 153/2017 cu modificări și completări ulterioare, se majorează cu 500 față de nivelul acordat pentru luna decembrie anul 2023. Față de aceste prevederi, în urma analizei făcute fiecărei funcții publice contractuale existente în statul de funcție, am venit cu propunerea de majorare a salariului la întregul aparat de specialitate cu 5% conform tabelului anexat la proiectul de hotărâre. Față de cele prezentate, rog analizare și aprobare proiectului de hotărâre în această formă. Domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul primar. Aceste materiale au fost prezentate și studiate de către Comisia Buget Finanțe pentru analiză și detalii, vă poate da doamna președintă. Aveți cuvânt. Mulțumesc. Proiectul a fost avizat favorabil de către membrii Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Dacă sunt înscriți la cuvânt, dacă supunem la vot cine este pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvântul domnului primar pentru a-mi expune punctul 5 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2024-2025. Doamne și domnule consilier, prezentul proiect de hotărâre prezentat a fost inițiat ca urmare a primirii adresei privitoare la aprobarea rețelei școlare transmisă de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău, transmisă Primăriei Comunei Bucium cu numărul 11398 din 14-12-2023. După cum știți deja, în luna decembrie a fiecărui an, prima adresă de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care mi se solicită ca pe baza propunerii școlii din comună să se întocmească proiectul de rețea școlară. Ca urmare a acestei solicitări s-a transmis propunerea de rețea școlară și așa cum ni s-a comunicat de școala gimnazială Bucium, în sensul de a se menține aceleași unități de învățământ și pentru anul școlar 2024-2025. Ca urmare a transmiterii acestui răspuns, am primit avizul conform, în urmă ca pe baza acestuia să se adopte o hotărâre de Consiliu în această ședință. Temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut de ordinul MEC numărul 6800 din 2023, dar și de articolul 129 alineatul 1, articolul 129 alineatul 2, litera D, articolul 129 alineatul 7, litera A, articolul 36 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1, litera A din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere ce prezentă de sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre.
domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia Juridică. Pentru că concluzi, doamna președinte, de sănătate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Buciun pentru anul școlar 2024-2025 a fost studiat și aprobat în unanimitate de către membrii Comisiei Juridice. În concluzie, rețeaua școlară este aceeași ca în anul școlar 2023-2024. Important de care avizele de funcționare. Dacă sunt înscris la cuvânt, puteți. Dacă nu, supunem la vot. Acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Domnul primar, aveți cuvânt pentru a reprezenta în boală de zi. Referat de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la abordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Bucium, în AVE, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIP din data de 11-12-01-2024. Doamne și domnule consilieri, urmarea adresei convocator numărul 1760 din 14-12-2023, transmisă de ADIP Bacău, prin care ne se aduce la cunoștință faptul că președintele ADIP convoacă AGA în ședința în data de 11-01-2024 cu un punct unic la ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru măsurarea performanței SC CRAB SA Bacău și administratorilor societății. Am inițiat acest proiect de hotărâre prin care am propus acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, dat fiind calitatea OAT Bucium de membru fondator la înființarea ADIP, precum și păstrarea acestei calități și în prezent avem obligația legală de a participa și la analiza și a adoptarea, respingerea proiectului de hotărâre inițiate de asociație. Prin prezentul subiect propus spre aprobare, se solicită aprobarea indicatorilor de performanță și măsurarea acestei performanțe de către SC CRAB și administrații societății. Iar din analiza documentelor justificative OAT Bucium a constatat necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre în acest sens. Documentele despre care am făcut vorbire v-au fost transmise spre analiză, de prin care rog analiza pe proiectul de hotărâre, dezbatere și aprobare. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Materialele prezentate acestui proiect a fost analizat de Comisia Juridică. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Comisia Juridică au studiat și aprobat în unanimitate conținutul proiectului de hotărâre inițiat de către domnul primar. Mulțumesc. Mulțumesc. Punem la vot. Cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în domnul primar pentru a lecturi pentru 7 ore în adezi. Domnul primar, aveți cuvânt. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, motivat de încetarea raportului de serviciu al funcționarului public de execuție Tudor Stella Cristina, referent clasa 3, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului asistență socială, cu începere de la data de 1 ianuarie 2024, și în baza referatului de necesitate prezentat de secretarul general al Comunei, prin care s-a propus transformarea acestei funcții publice în funcție de consilier clasa 1, grad profesional principal cu nivel de studii superioare. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus modificarea corespunzătoare a statutului de funcții și organigramei conform motivațiilor prezentate mai sus. Astfel, la coloana 2, referitor la numele și prenumele persoanei din anexa 1, statul de funcție s-a înscris la poziția 18 vacant, la coloana 7 se va trece consilier, la coloana 8 se va înscrie 1, iar la coloana 9 se va înscrie principal. Temeiul legal al inițierii unui astfel de proiect este prevăzut de articolul 370, articolul 371, articolul 372 din codul administrativ, care prevăd că prerogativele de putere publică sunt exercitate prin activități cu caracter general și prin activități cu caracter special. Stabilirea postului în regim de funcție publică este obligatorie, în măsura în care sunt îndeplinite activități prevăzute la alineatul 1 și 3, funcțiile publice se stabilesc prin lege. Articolul 409, alineatul 1, alineatul 3, litera B, care prevede că autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcționarilor și a funcțiilor publice. Modificările intervenite în situația funcționarilor publici se fac prin acte administrative care privesc numirea în funcția publică, respectiv încetarea raportului de serviciu. Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situații.
transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică, o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior, ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fonduri, și în fondurile bugetare anuale alocate. Cu privire la acest aspect, din informații furnizate de Serviciul Financiar Contabil, Achiziții Publice, administrativ a rezultat că transformarea funcției publice vacante de execuție, de referent în funcție publică de execuție vacantă de consilier și apoi ocuparea prin concurs nu ar presupune modificarea numărului maxim de posturi și ar avea loc cu încadrarea în fondurile bugetare anuale pentru 2024 alocate plății salariilor. Dispoziția articolului 129, alineatul 2, litera A, alineatul 3, litera C și alineatul 7, coroborau cu articolul 139, alineatul 1, articolul 196, alineatul 1, litera A și articolul 518, alineatul 1, litera C, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind modificările și completările ulterioare, care fac referire la competența Consiliului Local de a analiza, dezbate și aproba subiectul prezentat la ordinea de zi cu privire la modificările statului de funcție și organigramă. Având în vedere necesitatea armonizării actualei hotărâri de Consiliu privind statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate cu modificările survenite la începutul anului 2024, propun analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia Juridică pentru compleziu, dau cuvântul domnului președinte. Aveți cuvântul? Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării cu statutului de funcție și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei a fost studiat și aprobat în unanimitate de către membrii Comisiei Juridice. Mulțumesc! Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 8 diverse, dacă sunt înscriu la cuvânt, dacă nu. Dacă aveți probleme, da, vă zice. Am să vă întrebăm despre proiectul acesta cu serviciul de gestionare a câinilor, vagabonzi. În ce stadiu este, dacă se poate face ceva, că s-a inflamat opinia publică. După cum am văzut. Serviciul de adăpost pentru câini, da, niciodată nu o să se poată înființa în Comuna Vâlcea. Nu de înființat. Fiind? Ați întrebat de înființat. Da. Da? Niciodată nu se poate înființa într-o comună de gradul comunei noastre ca să faci serviciu pentru adăpost de câini, asta trebuie în jur de 10 oameni. Mai primul de bani să-i plătești. Da, plus hrană, plus tot ce trebuie pentru câini. Delegat. Am delegat la contractul cu Târgu Ocna, cu firma de au câștigat, am trecut, am strâns vreo 50 de câini. Am dat aproape 500 de milioane. 50 de mii de lei. Da, știm, tocmai de aia, că trebuie bani. 50 de mii de lei. Cum să vă spun de cu câinii ăștia? Ca să înțeleagă toată lumea. Da, asta e. Cu câinii de la Bucim, fiindcă ne împrejmuim cu Comuna Mănăsele Acașă, cu Comuna Bucim, cu Comuna Acașă, cu Oneștiu, Borzeștiu, Ștefan cel Mare, Rădeana, niciodată nu o să ne ajungă două bugete să strângem câini. Degeaba strâng eu 100 de câini azi, că vin de la vecinii noștri. Vin de la vecinii noștri. Exact acum ai luat apă din Marea Neagră, cu găleata, și te uiți, te miri, ce nu scade. Sau ai dat în ograda ta cu o travă pentru muște și țânțari și în următorul minut vin de la vecini. Vin de la singura soluție. Altă soluție nu există. O să mai prind. Am contract cu Eva. Da, am contract cu Eva. Dar îi chem ori de câte ori este nevoie. Contracost. De aici până sunt întrebarea. Contracost. Contracost, da? Dacă vine plus, dacă Guvernul României nu dă o hotărâre fixă, la data de 10 martie, toată țara, toate comunele din țară, veterinarul, polițaiul și reprezentantul primăriei să bată în poartă la Neaioara. Plecăm de la numărul, dar odată în toată țara. Și casele care sunt pe lângă blocuri. Dacă Guvernul României nu face așa ceva,
Dar cu data, toată țara bate la poartă, n-ai mai câți câini ai. Doi, afară, sterilizați, cepați, înapoi, gratuit, gratuit. După ce termină toată minunea asta, prin comune și casele de lângă blocuri, s-a apuc să-i strânge pe cei după drumuri. Duși la adăpost, castrați, cepați și stă la adăpost.